Ca ieri am pornit în timpul care aleargă mereu în adâncuri pe drumul enigmă, zăvorât la fiecare cutitură cu câte un strigăt. M-am vrut și eu, mai nou, mai înainte, mai aproape de aproapele meu, mai întreg de cum sunt, cu rădăcini și tulpină, cu început și sfârșit, cu orizonturi găsite în adânc. Din străfundul enigmaticului timp mă întorc, cum sunt găsit, la pragul de unde am pornit. Aceste versuri aparțin protagonistului emisiunii, regizorului, maestrului în artă din Republica Moldova, Nicolae Gheorghe Rusu. De ce Nicolae Gheorghe Rusu? Acest botez îmi vine de la poetul Anatol Ciocanu, pentru că când am început a scrie primele mele poezii și prima publicație a fost în revista Moldova, dacă nu greșesc, pe unde era pe atunci șef de secție proză poezie poetul Anatol Ciocanu, și mai era un scriitor prin nume Nicolae Rusu, tot de la mine din raion, și ca să nu ne confunde, zice, tot să fii acuia ăștia lui Gheorghe, tot să fii Nicolae Gheorghe Rusu. Și într-un fel mi-a plăcut și acest fapt, pentru că îl am în preajmă ca nume și pe taică meu, și de ce nu? Este frumos, cred că. Iubitule plac, colțișor de rai, frumoase gore mai ai, mă. Altul nu găsesc, mai sărbătoresc, ca jocul moldovenesc, mă. Dacă să o luăm după arborele genealogic puțin, dacă mi se permite acest lucru, maica mea vine din Țara de Sus, din preajma Cernăuților. Taică meu este din, la nordul Moldovei, din preajma Bălțului. Eu m-am născut în satul Pietrosu, raionul Fălești, nu departe de orașul Bălți, din satul de Baștină, de unde este taică meu. Și într-un fel îmi place de multe ori să spun că eu vin de la nordul Moldovei. Nu știu de ce, dar îmi place așa. Nu pentru că nu-mi plac oamenii de la sud, am foarte mulți prieteni și în deosebi respect foarte mult obiceiurile de la sudul Moldovei, în deosebi arta coregrafică de la sudul Moldovei, pentru că așa s-a întâmplat ca să revin, ca să fiu în preajma culturii și artei noastre. Am lucrat toată viața pe acest teren și s-a întâmplat să cunosc bine și sudul Moldovei, și centrul Moldovei, și numai puțin, poate chiar mai mult, nordul Moldovei, unde am copilărit. De unde vine acest atașament față de muzică? Nu am avut prin rubedenie cântăreți profesioniști, nici chiar pe la nunți, nici pe la cumătrii. Părinții mei, bunicii mei au fost oameni muncitori la talpa pământului. Bunica, din partea lui mama, știu că cânta frumos, dar așa, în familie. Nu am fost talentat cu cântece de leagănă, pentru că părinții mei nu prea au avut pe timpuri să ne cânte cântece. Eu fiind cel mai mare dintre copii, noi am fost 6 la părinți și greutățile au fost destul de mari. Nu știu eu să fi fost noi atașați așa de mult de muzică. Un singur lucru pot să remarc, că de mic copil, de la 3 ani, țin minte că luam ceva de prin jurul casei și îmi plăcea mult să bat toba. Lucru care s-a înfăptuit mai târziu, pentru că pe timpul când învățam la școala de luminare culturală din Soroca, eu eram la secția de teatru și în preajma mea aveam prieteni care erau la suflători și într-o bună zi le trebuia la nuntă un toboșar și m-au încercat, nu-l aveau, poți ții ritmul. Am bătut ritmul câteva ori și lor, într-un fel, zic că o să meargă. Și din momentul acela am bătut tobele la nunți și cu mătrii 12 ani, lucru care material m-a ajutat foarte mult. Dar la școală îți plăcea muzica? Da, la școală, deci grație învățătoarei de cânt, erau diferite întreceri, diferite festivaluri și s-a depistat că posed și ceva voce și cântam pentru concursuri, asta. Nu pentru că eram cointeresat. Visul tânărului absolvent era să devină bibliotecar, iar norocul i-a oferit o altă șansă.
Mie mi-a plăcut foarte mult în copilărie să citesc și câte cărți am avut în biblioteca din sat, eu cred că le-am citit pe toate, poate și le-am recitit pe multe. Și îmi plăcea într-un fel, nu mai erau cărți și zic eu o să mă fac bibliotecar, că o să aduc mai multe cărți, să am și ce să citesc. Și întâmplarea a fost, și am mers la Soroca, la școala de luminare culturală, Elena Sârbu, la specialitatea de bibliotecar. Întâmplarea a făcut că anul acela se deschisese și secția de teatru la Soroca, în aceeași școală, unde era profesor Mihai Bucătaru, regretatul, care nu mai este, și avea puțin băieți la teatru. Și nu știu cum, nu mai reamintesc, dar știu că am fost chemat, am citit o poezie, o fabulă, ceva fragment din proză și foarte, foarte repede mi-a zis, o să vii la mine la teatru. Și într-o zi asta s-a întâmplat și am trecut concursul și am rămas să fac regie teatru. N-am știut niciodată că voi ajunge să fiu regizor de teatru, regizor de concerte, regizor de film. Nu, asta a venit cu timpul, cu ani, cu cartea. Spuneam, profesor de specialitate a fost regizorul Mihai Bucătaru, care era proaspăt absolvent de la Moscova, de la școala Șciuchin din Moscova. Și era tânăr și avea un interes, era prima grupă și avea un interes deosebit ca să scoată bun meseriaș. Dar vreau să spun că pe timpuri actualul colegiu de muzică sau de artă de la Soroca avea foarte buni profesori care veniseră de la absolvenții din Moscova, din Leningrad, din Chișinău. Erau tineri toți și cointeresați să aibă discipoli buni. Norocul, într-un fel a fost norocul nostru. Paralel știu că la muzică învața maestru Bogros, actualul maestru Bogros, Lidia Bejenaru, Ioana Căpraru. De aici vine prietenie cu dumnealor. Exact. Și foarte, foarte mulți, Mihai Bătrânu, regretatul, deci foarte mulți colegi de-ai mei cu care am învățat pe timpuri au ajuns în formații profesioniste, în teatre profesioniste, în orchestre profesioniste. Și această colaborare poate că ne-a unit mai apoi și ca să vin și eu la Chișinău. De fapt, venirea mea la Chișinău, eu datorez mai mult maestrului Serghei Ciuhrii, cu care am lucrat la Casa de Creație și la un concurs pe când lucram la Casa de Cultură din Glegeni Fălești. El m-a observat și a zis că tu ar trebui să vii la Chișinău, nu este locul tău în sat. Nu știu, iar întâmplarea, iarăși norocul. Pentru că eu pornisem la Glegeni Fălești o mini-filarmonică destul de bună. Am adus acolo specialiști de performanță cu studii superioare, cu studii de la Soroca și am organizat un taraf, o școală muzicală, un cor, un colectiv de dansuri și ar trebui să remarc că toate aceste formații pe timpuri, era foarte mult, au căpătat pe timpul meu titlul onorific de colectiv popular. Trebuie să spun că am avut și o susținere bună din partea conducătorilor de gospodărie de pe timpuri. Întâmplarea a fost să lucrez într-un sat cu oameni gospodari, un sat foarte mare unde nu se cunoștea om cu om. Era o casă de cultură foarte mare, era cea mai bună din raion. De acolo au pornit Nicolae Cibotaru, de acolo au pornit Valeriu Cojocaru, de acolo au pornit Nina Turcanu Furtună. La Chișinău, când am venit, am bătut tobele, bateriile, deci aveam primele baterii din Chișinău pe care le-am cumpărat, erau foarte performante, Trova, se numeau Trova, și cu aceste tobe am cântat 12 ani la anunț, deci am cântat la anunț cu toba mare, pe urmă am strâns bani, am cumpărat tobele, deci de pe banii de la anunț. Am cântat cu Constantin Rotaru, cu Serghei Ciuhrii, cu Emil Croitoru, cu Adam Stângă, wow, cu foarte multă lume profesionistă. Cântam undeva în regiunea Nisporenilor, era o ploaie foarte mare, glod, dusul nașilor acasă, dusul mirilor pe glod și când am ajuns trebuia să ieșim la un traseu,
cu un tractor care ne-a agățat cu o căruță în instrumentele în deal și am ajuns în deal. Atât de mult mi s-a făcut lehamete de anunț că am scos tubile din căruță, le-am dat drumul la vale și duse a fost sub cuvintele spuse că de la nuntă ați venit, la nuntă plecați înapoi. Și așa și le-am lăsat. Din momentul acela n-am mai cântat la nunț niciodată. Cine te-a îndrumat ca să intri la Institutul de Artă? Necesitatea de a face studii, pentru că, hai, nu trebuie să ascundem că era și o modă. Cum să rămâi la nivelul unei școli medii, unei de specialitate, deci, dar și tendința de a cunoaște mai mult, pentru că nu puteam să rămân la nivelul studiilor pe care le făcusem la Soroca, vroiam și eu să cunosc mai multe. Oricum aici n-ai ales regie teatru. Nu, n-am ales regie teatru, am ales lucru organizator cultural, ținând cont de faptul că eram director la Casa de Cultură și îmi plăcea organizarea. Ori, a fi un regizor de teatru trebuie să fii și un bun organizator. Dacă nu ești bun organizator, nu poți să faci regie. Și teoretic, și îmbinarea teoreticului cu practica a fost de bun augur. În orice caz ai avut ceva practică deja? Deja aveam 7 ani de lucru în domeniul culturii în Raionul Ferești. Ei, ca să nu zic, eram, așa erau timpurile și eram ca organizator, eram secretar de consomol în același sat, mai eram și învățător la școală, înlocuiam niște ore pe cineva. Lecții de muzică, da? Lecții de muzică, da. Deci, mie mi-a plăcut munca și eu nu m-am ferit de ea niciodată. Și mi-a plăcut comunicarea oamenii. Dar când ai încercat să-ți expui gândul pe hârtie, versurile pentru melodii? Ei, aici iarăși întâmplarea a fost, pentru că eu scrieam ceva poezie, vers alb îndeosebi, și lucrând la Casa de Creație, în același birou cu maestrul Sergei Ciucrii, el compunea ceva muzică și fredunând melodia la, și cu pianul, făcând acompaniament, el într-un colț compunea muzica, schinuia în felul. Eu am început să fac text pentru melodie ce, neștiind unul de altul. Când el a terminat muzica, am terminat și eu textul. Și zic, ai terminat? Da. Uite-ți eu ce-ți propun. Asta a fost prima întâmplare și maestru Ciucrie zic, bă, eu mai am melodii. Și am mai scris. Și atunci a venit Constantin Rotaru după aceea. Cântecul Mamă cânt de dorul tău, semnat în colaborare cu Constantin Rotaru, a devenit prima contribuție în fondul radio. Mami care m-a crescut, mă, cât voi trăi am să-i cânt, mă. Mami care m-a crescut, mă, cât voi trăi am să-i cânt, mă. Am să-i cânt ceva ușor, să-i mai ușurez din cor, mă. Am să-i cânt ce am mai drag, să mă asculte stând în drag. Celei mai dragi ființe de pe pământ a fost dedicată piesa Este într-un sat o mamă, interpretată de Victor Dubencu. Este într-un sat o mamă cu dor mult la inimioară, ce așteaptă seara de seara pe feciorul drag în gara. Dar băiatul nu mai vine la drumul scântecul prin lume. Grație cântatul anunț, m-a tentat deci ideea să organizez un spectacol în incinta Palatului Național sub genericul Cala Nuntă, pe care l-ați urmărit și toată lumea a rămas atunci, eu zic, perplex, pentru că a fost un spectacol, deci a fost și începutul meu de regie concertistică pe scena profesionistă. Deja după Institutul de Arte? După Institutul de Arte, da, deja lucram la Casa de Creație, colaborator, și nu eram angajat încă la filarmonică. Am mers cu ideea la directorul Mihai Murzac și el a acceptat-o. Am organizat spectacul de împreună cu maestrul Nicolae Bodgros, pentru că dacă nu era așa o orchestră performantă,
Și dacă nu era maestru Bolgros, nu știu cum organizam un atare spectacol. Reușita îi se datorează foarte mult și lui Nicolae Bolgros. Scenariul și regia spectacolului ca la nuntă au fost semnate de Nicolae Rusu. Facem aici loc la o horă cu noroc! Mă, tu ai fost chemat la nunta asta, ori n-ai fost chemat? Da, păi sigur că am fost chemat. Ei, dar și încă cine a mai fost chemat la nunta asta? Cine a mai fost chemat? Dar eu cine de lume, nu vezi, mă, tale, iau, te puzderii de lume. Cine? Atâta puzderii de om, dar numai eu n-am fost chemat. Și nu cumva că m-a lăsat așa că m-a uitat, da, chiar m-a uitat de tot. Vai de mine. Dar să nu creadă cineva că cineva e cineva, dar cineva nu e cineva. Măi dai mare veselie, tra-la-la-la-la-la-la-la, asta nunta lui Ilie, tra-la-la-la-la-la-la. Și-a adus la el acasă, tra-la-la-la-la-la-la, o mândrețe de mireasă, tra-la-la-la-la-la-la. Sora mică și cu frații, tra-la-la-la-la-la-la, că tândeam de muzicanții, tra-la-la-la-la-la-la. Să-i joace rugărunții că ta-la-la-la-la-la-la, și pentru soacra cea mică, tra-la-la-la-la-la. Imediat cum a avut loc spectacolul, a doua zi Mihai Murzac m-a invitat și mi-a zis, gata, vii regizor la filarmonică. Iarăși un noroc. Au urmat numeroase spectacole în țară și peste hotare. Thank you.
Numeroase cântece, textele cărora au fost semnate de Nicolae Rusu, au devenit șlagăre. Una din acestea e Tinerețea este trecătoare. Inima cu jar, nu o tanza, dar vreau să închin astăzi un pahar. Adă vino, măi, crâșmare, viața s-o îndulcim, că ne lasă anii și îmbătrânim. Tinerețea este trecătoare, banul-i bun, dar îi amăgitor. Mintea este o avere mare, dar n-a fost și nici nu este dată tuturor. Știu că e o colaborare foarte frumoasă, ai avut-o și cu Ioana Căpraru. Noi am fost direcționați de la Școala de Lumânare Culturală din Soroca, în raionul Fălești, și eu și Ioana, la secția de cultură, unde eu am lucrat un an de zile inspector, era angajată ca solistă în orchestra de muzică populară din, la Casa Raională de Cultură, la Valeriu Negri. Și acolo, practic, am început colaborările. Când am revenit la Casa de Creație, când am început a scrie textele, ne-am întâlnit cu Ioana și scriem și mie ceva. Pentru Ioana cred că am scris cel mai mult și întâmplarea a făcut ca copiii noștri să se cunoască de mici copii, să crească împreună, pe la cămine unde trăiam noi și ca până la urmă să se căsătorească fiul Adrian cu Viorica, fiica lui Ioana. Ce să avem cuscriți? Să fim cuscriți și să avem și nepoți. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă bucur de ceva de fetele mele. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă mândresc cu ceva cu fetele mele. Ele mi-aduc calinarea și mi-alungă supărarea și le-aș da orice mi-ar cere că-s fetele mele. M-a tentat tot timpul să fac un film muzical îndeosebi și asta poate vine de acolo că am fost tot timpul în preajma oamenilor de cultură și artă și tot timpul am fost înconjurat de muzicieni, cântăreți, profesioniști. Am fost organizatorul și regizorul Festivalului Mărțișoară la Chișinău în 91, pare mi se că. Au fost mai mulți întreprinzi, printre care a venit și Margareta Clipa și a cântat într-un spectacol cu Ioana Căpraru. S-au împrietenit într-un fel și stăteam împreună și ne-a venit ideea, haideți să facem un film muzical cu voi împreună, pentru că vocile erau foarte aproape. Asta a fost ideea și i-a reușit până la urmă. Filmul muzical, scenariul și regia, semnat de Nicolae Rusu, s-a numit Cântecele noastre toate. Regia TV, Galina Tâmbur, imaginea Ion Scriplic. Sușeveancă că sunt și eu și deloc nu-mi pare rău, măi. Așa sunt și-mi pare bine că am venit aici pe lume. Și-mi drag de neamul meu, ia ca așa și iar așa. Câți din pița lui și eu, ia ca așa, așa, așa. Cât te bordei, atât te obișei. Da, mă rog, fiecare cu traista lui. Că bine m-ai făcut bunul Dumnezeu atunci când a lăsat și sărbătorile pe fața pământului. La finalul filmului, Cântecele noastre toate este filmat la o fântână, lângă o fântână unde este o roată și din partea, roata de unde cu care se scoate căldarea de apă din fântână și dintr-o parte era Ioana Căpraru și în altă parte era pozată Margareta Clipa și cu coafuri identice? Exact, și cu vocile aproape identice ca vocal și acea roată care venea cu căldarea de apă, mă gândeam că trebuie să fie prutul. Pe urmă, mi s-a propus postul de director artistic la Circul din Chișinău, unde am activat 9 ani de zile, mai întâi ca director artistic și mai apoi 2 ani de zile ca director general al Circului de Stat din Chișinău.
unde am organizat, se știe foarte bine, nu numai spectacole de circ, dar și foarte multe spectacole muzicale, îndeosebi de muzică ușoară, chiar și muzică populară am organizat pe arena circului și mi-am dat seama că acel stil de amfiteatru, cu 2000 de locuri în incinta circului din Chișinău, era foarte bună venită această sală pentru spectacole, chiar mai lejer decât la Palatul Național și chiar aveam mai bune lumini decât la Palatul Național și un spațiu mai apropiat de sufletul spectatorului, pentru că acolo, la un metru, dai mâna cu spectatorul. Orcheianca, moldoveanca, braja serilor de foc, o iubire mă încearcă, ce păcat că n-am noroc. Întâmplarea a fost ca să fiu și colaborator al secției de folclor de pe timpuri de la Institutul de Arte, unde am fost angajat, lucram paralel și lectorul superior, aveam grupă, deci predam organizarea lucrurilor culturale educative la Institutul de Arte și totodată organizam cu studenții expediții folclorice prin satele Republicii. Acest flăcău este cadou la ziua mea de naștere de cuscul meu, Vlad Țărbușcă, și când vine pe aici, la vila la noi, vioara, fluierul și toba și Ioana cu vocea, facem veselie bună. O să încerc să cânt ceva, nu sunt fluieraș, dar o să încerc și, în primul rând, trebuie să încerc scuze de la profesioniști. Nu e pentru scenă, este pentru mine, pentru familie. Amintesc foarte des de un cânt pe care l-am cules de la Moș Pricochi Bogos din satul Buțeni Hâncești. Un cânt care a fost preluat de artiști profesioniști și este cântat foarte des și astăzi și este cunoscut de multă lume. Trebuie să remarc că l-am cules eu. Și îl cântă Ștefan Vodă, Zina Bolboceanu, foarte mulți soliști. De fapt, este un cântec care de multe ori îmi alină sufletul și îl îngând foarte des. Nu-l cânt numai în glas tare. Of, măi, dormăi, dormăi, dormăi. Of, măi, dormăi, dormăi, dor. Dar nici la toamnă nu mă însormăi. Nici la toamnă, nici la vară. Nici la toamnă, nici la vară. Să las mândrii să moară. Hai la 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 la. Hai la 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 la. Cam atât, mersi mult. În prezent, Nicolae Gheorghe Rusu este regizor la Palatul Național. Am fost înconjurat de oameni frumoși, de oameni gospodari tot timpul. Nicolae Rusu e un tată grijuliu, un soț atent și un bunic iubitor. Ai un băiat și o fată. Deci Adrian este la Chișinău, trudește la Chișinău, Viorica crește nepoții. Fica Diana este căsătorită în Irlanda cu un irlandez. Am și acolo o nepoțică foarte drăguță. Și sunt mulțumit de faptul cum s-au aranjat copiii în viață, lucruri pe care mi l-am dorit și s-a împlinit. Când și cum v-ați făcut cunoștință cu soția? Soția este din Soroca și de pe timpuri când eram student la școala de luminare culturală din Soroca, eram foarte tineri, eu nu aveam 19, soția nu avea 18 și imediat s-au născut copii și noi de multe ori și astăzi, și atunci spuneam și acum, spunem că eram doi copii cu doi copii. Dar nu regretați lucrurile? Nu regret, în niciun caz, pentru că mă consider bunic tânăr cu nepoți și îmi place acest lucru. I-aș dori spectatorului, telespectatorului să pledeze pentru valoare, pentru adevăr. Și pentru că numai așa putem să facem o educație generației viitoare.